asta e vorba, trebuie să ai caracter și să fii om. Ce faci tu în viața ta particulară e problema ta. Și dacă oamenii te percep ca un om ok, eu cred că n-are nimic cu tine. Că asta e părerea mea. Dar ți-am zis, în continuare, nu zic că toată lumea ne primește cu brațele deschise, că vedem ce se întâmplă în evenimente peste tot în lume, dar cred că ne este și nouă un pic frică să abordăm subiectul ăsta. Da, ca spune iată. Crezi că, uite, suntem prieteni, dar mereu am uitat să te întreb chestia asta. Crezi că dacă voi, domnul, să fiți fete, ați fost băieți, părinții ar fi avut aceeași încredere să vă lase copii, că mai ales tu ai și chestia asta că ești mamă înainte de orice, da? Deci este un argument că ai experiență comună cu acele femei care își lasă copiii cu tine. Crezi că dacă ați fost doi băieți, ar fi avut la fel de multă încredere? Nu știu ce să zic acum, chiar nu știu ce să vă spun la întrebarea asta, pentru că nu am trăit experiența asta și atunci nu pot să vorbesc. Vă supărați puțin pe Dana, pentru că am fost la nunta ei. Da. Și care a fost evenimentul anului 2016 în cartierul ăla, cel puțin. E ceva ce cred că trebuie spus. Partenera de viață a Danei e Stella. E un personaj în fața căreia nu suflu. Și își apără cu atâta convingere opiniile, pozițiile, încât cred că mulți dintre bărbații romi sau neromi, care sunt așa mai agitați din fire, nu prea au curajul să o înfruntă Stella. Și când sunt împreună, sunt ca un tank. Deci am văzut situații în care probabil și cei mai homofobi dintre homofobi s-ar fi gândit de două ori. E momentul să-l atac pe cele două. Da, e un avantaj că sunteți fete, e un avantaj că sunteți publice. Și faptul că împreună creșteți un copil, e trei. Nu știam de unul, acum am apărut alții, doi, ce să deci, cred că și Stella trebuie înghesuită în discuția asta, pentru că, repet, e un personaj foarte cunoscut în comunitate și care bate și cu piciorul în masă, dacă e nevoie, cu pumnul în masă, în fine, cu ce, s-o putea masă. Că e și asta, adică ele fac parte din specia luptătoarelor, specie care e una destul de rară în România, în comunitatea noastră LGBT, ca s-o simtă și la, dacă îmi permiteți. Q plus, da, simțeam nevoia să adaug asta. Nu, într-adevăr, cel puțin persoanele care o cunosc pe Stella, o știu ce fel de om este și, într-adevăr, Stella nu e un om care se duce așa să-i spui ce-ți vine ție, că nu o să fie prea drăguț. Dar nu sunt doar agresive, au format și un centru comunitar acolo în Ferentar, deci fac lucruri fabuloase și toată lumea le știe. Adică nu e un mare step pentru lumea, cel puțin de cartierul. Da, de asta pot să zic că nu pot să zic că am întâmpinat eu, dar am zis, sunt și am cunoștințe, cel puțin persoane de etnie romă ca și mine, care sunt fete în general, care sunt au altă orientare sexuală, sunt măritate pentru că trebuie să fie măritate, așa le cere familia și așa mai departe. Ele, în paralel, au încă o viață și nu au curajul să iasă în față să recunoască, dar nu în față, în fața familiei măcar, că nu zice nimeni să iasă acum în oraș să strige, eu sunt nu știu cum. Dar pentru că familia nu acceptă și nici prin cap nu trece vreodată să accepte, preferă să stea așa, să ducă o viață dublă și nu e nimeni fericit, cred. Credeți că lucrul ăsta de acceptare a comunității ține și de diversitatea comunităților de sine, de cum sau contează? Nu, contează foarte mult din ce vorbeam mai devreme, sunt mai multe neamuri de țigani. Unii sunt mai romanizați, care sunt mai indulgenți, ca să zic așa, nu știu dacă zic bine. Unii sunt fix, au rămas acolo, în lumea unde femeia trebuie să mărite domnișoară, să stea acolo, să
nici nu se pune problema de altă orientare sexuală, că deja stai nasul, urechea, dă foc, nu știu, gen, de asta. Dar asta zic, sunt și nu știu acum dacă poate să confirme Florin și Iulian, avem foarte multe persoane de etnie romă în comunitatea LGBT. Chiar dacă ei nu ies în față la evenimente publice și așa mai departe, nu aștept, ca să zic așa, în cluburi, în... Iar, nu știu dacă zic bine, sunt foarte mulți din comunitatea noastră, ca să zic așa, de etnie romă, care fac chestia asta și pe bani. Pentru că, în afara faptului că nu îi angajează că sunt romi, mai au și chestia asta, pentru că unii bărbați sunt mai vizibili, ca să zic așa, că ei, nu au din ce să trăiască, că nu îi angajează nimeni. Și atunci aleg să fac lucrul ăsta doar ca să se întrețină, să trăiască din asta. Bine, nu doar să întrețină, că clar ei sunt așa, dar fac și chestia asta pentru a se întrețină. Am întrebare, sunt întrebare dacă deranjează, o pură curiozitate, spuneam mai devreme că sunt mai multe fete cu orientare sexuală diferită. Nu știu, întrebarea mea prostească, poate, oare e din cauza violenței a bărbaților? Nu pot să zic, acum depinde de fiecare în parte, că sunt femei care... Dar fi posibil și din cauza asta, ca ele să-și dorească mai mult să trăiască cu altă femeie decât un bărbat? Poate să fie un... Eu cel puțin, pentru că am fost măritată și am și 3 copii, să zicem că a fost un factor, dar nu cred că influențează asta. Că dacă nu te mai înțelegi cu bărbatul ăla și ales să te desparți de el, nu înseamnă că trebuie să fii neapărat cu o femeie. Da, cred că e o chestie care vine din tine, care ține de tine. Poți să iei frică să mai stai cu un bărbat. Hai să fii serioase, că odată ce te-ai despărțit de el, s-a mai dus eu un pic din frică. Acum o iau și eu, ca la noi, știi? Eu am stat cu un bărbat 8 ani de zile și crede-mă că mă cunoștea municipalul și urgența, eram clientă fidelă acolo. În momentul când m-am despărțit de el, să mor eu dacă nu l-am bătut pentru aia 8 ani, grav rău. Deci mi s-a dus și frică și tot. Deci nu m-am cuplat cu Stella că nu mai vreau să văd bărbați, că mi-era frică de bărbați. Nu, pentru că mi-a plăcut de Stella, pentru că așa a fost să fie și nu... Păi, nu mă refeream numai la tine, nu înțelegi și... Da, nu, dar și tocmai asta zic, am prietene care sunt măritate cu bărbați în casă și care au relații paralele cu fete. Și bărbaților, crede-mă că nu le atinge cu un deget. Că sunt și din familii de-astea cu renume, știi? Și care ăia cam face ce vrea nevestele, că e fata lucutare, fata lucutare. Da, deci poate fi un factor, dar nu... Nu chiar, nu putem generaliza, dacă... Eu nu cred că e un factor, adică... Păi nu. Cum e Stella? Stella nu are nicio treabă cu bărbații, adică nici nu s-ar vedea vreodată. Ea nu mai se pune problema dacă e... Dacă ne-am uitat din perspectiva asta la rata divorțurilor, câte femei divorțate avem în România, și am aplicat acest criteriu, am avea o minoritate reușitoare de femei lesbiene. Nu e cazul, sau femei bisexuale. Ăștia nu sunt factori. Pot, într-o anumită măsură, influența decizia personală la un anumit moment dat, dacă știi foarte bine în acel moment care îți iei identitatea. Nu schimbă cu nimic identitatea proprie. Dar nu cred că o să intrăm aici în discuții despre cauzele homosexualității sau cauzele heterosexualității, pentru că nimeni nu vorbește despre cauzele heterosexualității. Și nu știu dacă ți-aș pune aceeași întrebare în oglindă, care este cauza pentru care prezumi ești heterosexual, ai găsit un răspuns instant. Că nu iai bătaie destul. Aș vrea să vorbesc puțin dintr-o perspectivă mai slab personală, mai degrabă instituțională, despre cele două comunități, având în spate diverse istorii organizaționale. Și vorbesc aici în principal de accept.
Cred că înainte de a se înființa CEP ca organizație în 1996, aveam deja ca grup informal contacte solide cu parte dintre organizațiile de rom, în principal Romanii Crisp. În acea perioadă. Și nu numai că am avut relații foarte strânse de la bun început, dar Romanii Crisp a fost una dintre organizațiile care și-a asumat în spațiu public o poziție pentru dezincriminarea omosexualității. Vă aduc aminte că în acei ani, în anii 90, homosexualitatea era pedepsită prin lege și cei ca noi puteam fi ușor expediați la pușcărie cu o perioadă de destindere educațională între 1 și 5 ani și puține dintre organizațiile societății civile din acei ani au avut o poziție explicită, asumată constant de-a lungul anilor pentru eliminarea acelui articol nenorocit din lege care a legitimat discriminarea prin lege împotriva persoanelor de orientare omosexuală. Mai mult, tot la finele anilor 90, îmi amintesc că am format o coaliție care cred că s-a numit Stigma și a fost o idee genială pentru că s-au pus cap la cap mai multe grupuri minoritare a căror identitate era una stigmatizată și ne-am asumat-o ca atare, ne-am dat și numele ca atare, pentru că eram important să creăm un spațiu de vizibilitate. Și a fost momentul, cred că, prima dată când un număr de grupuri minoritare, și mi-am amintesc aici cu precizie gay și lesbiană și persoane cu disabilități, au participat la demonstrații ale romilor puține, e adevărat, într-o perioadă în care nici nu puteai folosi termenul de rom. Nu era un termen consolidat. Am ajuns să strigăm cu toții, noi suntem romi. Atunci se folosea termenul de țigan. Țigan, sigur. Și ne-am trezit gay, lesbiană, persoane cu disabilități, strigând acolo în cor, pe lângă niște căruțe foarte artistice, noi suntem romi, noi suntem romi, și ăștia de la televiziune se uitau absolut stupefiați. Și mai abitir am stricat, noi suntem romi, pentru că era o cauză comună. Tot ceva ce ține de istoria recentă, primul board, primul consiliu de conducere al ACCEPT a avut persoană din comunitatea romă. Și a fost un moment important pentru noi, tocmai pentru că am vrut să avem identități multiple în acele momente. Vorbesc de Maria Ionescu. Poate puțin și-o amintesc pe Maria Ionescu în anii aia, dar era o luptătoare aprigă. Deci nu-i prea insuflai. Și faptul că ea a deliberat și a asumat cauza asta pentru noi a fost un semn de încurajare majoră. La fel am colaborat bine cu mai multe organizații ale romilor la finele anilor 90 pentru a împinge legislația antidiscriminare și ulterior, mult după undeva în 2004-2005, am format un grup de lucru cu Romanii Cris, e singura organizație de rom de care mi-aduc aminte în acel moment. Era singur. Cu care s-a făcut primul draft al legislației pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură și ne-am dus împreună la Ministereasa Justiției, de atunci Monica Macovei, și am reușit să agrem o lege care e bună și nu dă rezultate. Dar erau anii ăia în care vrând nevrând trebuia să creez alianță de solidaritate între diferite grupuri pentru a ne sprijini reciproc. Și mi-e teamă că revenim la acei ani, pentru că dacă ne uităm la climatul societății de astăzi, observăm din ce în ce mai mult grupuri cetățenești și politice agresive la adresa întregii agende de drepturile omului. Și aș da doar două exemple pentru a ne aminti că totuși lupta trebuie să continue. Lupta drepturilor omului, ca să nu se creadă lumea că am ajuns. Am rămas la lupta de clasă.
recent și foarte recent, din ce în ce mai multe așa numite organizații cetățenești care țin de Coaliția pentru Familie. Auzit cineva de Coaliția pentru Familie din sală? Da, da. Luptă și dăi și luptă și dăi și luptă împotriva Convenției de la Istanbul, care are importanță pentru ambele comunități, și pentru comunitatea de romi și pentru comunitatea de civili. Convenția de la Istanbul e gândită ca un instrument, sperăm că va fi și eficace în combaterea violenței domestice. Acum, dumnealor se leagă de unul sau doi termeni care țin de gender issues, de egalitate de gen, pentru a boicota întreaga construcție, întreaga arhitectură juridică care e în spatele acestei convenții, ratificată de România, semnată și ratificată de România. Am dat acest exemplu pentru că acest detaliu va continua și va crește în intensitate în rândul acestor organizații în următorii ani. Am menționat aceste organizații pentru că ele formează Coaliția pentru Familie, care sub nicio formă n-ar trebui subestimată. E singura inițiativă, așa zis, cetățenească, care a reușit să pună pe masa Parlamentului o modificare a Constituției României și au strâns peste 2 milioane jumate de semnături. E huge, e uriaș. Păi au avut un aliat. Nu intru în detalii, corect. Poate că ar trebui să intrăm în detalii. Eu personal o să intru în detalii la acest moment, dar sunt deschis la întrebări. Vreau să spun că această agendă, dacă vă uitați cu atenție la agenda dumnealor, și e bine să o faceți, e o agendă globală, e o agendă care este și anti-egalitate de gen, anti-Roma, anti-LGBT cu siguranță, e o agendă împotriva drepturilor sexuale și reproductive, de care am auzit vorbindu-se la sesiunea precedentă. Deci sunt mai multe elemente din această agendă care ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să reformulăm, reformăm, reformatăm acele alianțe de solidaritate, care în momentele de criză, și ăsta e un moment de criză, și-au dovedit eficacitatea. Și aș vrea să regăsim acele colaborări punctuale sau de grup cu comunitățile de rom, tocmai pentru că ăsta e momentul de solidarizare. Nu vom găsi curând un alt moment în care trebuie să facem, să sărim pârleazul. Mai este un element pe care aș vrea să-l aduc în discuție, chestiunea modificării Constituției, foarte pe scurt. Atenție mare! Pentru că ce vor dumnealor să facă este trimită un semnal foarte critic și aproape primejdios către comunitatea dumneavoastră. Dacă ne uităm la câte relații, câte familii de fapt există în comunitatea de romi în România, și ele nu excedere de asta și vor continua, bineînțeles, vom vedea că aceste relații de facto, aceste familii de facto sunt primejduite de această inițiativă cetățenească. De ce? Pentru că vor să pună semnul de egalitate între familie și căsătorie. Deci, practic, nu mai putem vorbi sub pălăria Constituției de alte tipuri de familii decât cele bazate pe căsătorie. Ori asta este inacceptabil într-o societate în care dintotdeauna au existat altfel de familii, și vorbesc aici în principal de familiile de rom, care brusc se trezesc desconsiderate, negate în identitatea lor și practic disprețuite de societate și de textul fundamental legislativ care ar trebui să ne definească pe toți. Cât mai am? Două? Trei? Pentru că a fost domnul Daniel Rădulescu și a șters-o diplomatic, se întreba, domnule, ce ne facem când avem strategie? Acum toată lumea se va plânge de lipsă de strategie. Alții vor spune că România are prea multe strategii, avem la strategii planuri sectoriale de tesate. Pe de altă parte, dacă e să punem cărțile pe masă și aminti Daniel cu minute în urmă, România trebuie să pună în aplicare o serie întreagă de rezoluții internaționale pe care le-a primit în ianuarie.
A fost o luptă de lungă zile ca să convingem statele membre ale UN să adopte parte, o parte însemnată din acele rezoluții. O ploaie de rezoluții pe zona LGBT, sunt câteva rezoluții importante pentru zona, pe zona drepturilor